E adevărat că acest catalog electronic are avantajele lui pe care nu le contest, dar are și unele dezavantaje, ca orice altceva. Se rupe un pic legătura cu școala, deci noi preferăm să vină părintele în fața noastră să vorbim cu el, da? În al doilea rând, așa cum a spus și doamna directoare, oricum catalogul clasic nu are cum să fie înlocuit, pentru că se știe că situația școlară este arhivată pe o perioadă de 70 de ani. Și, nu în ultimul rând, faptul că pentru noi este o muncă în plus. Deci noi concepem teste, da? Le corectăm, le notăm, le trecem în catalog, le trecem în carnetul elevului și acum trebuie să le mai trec și în calculator. Nu vi se pare că e un pic cam mult pentru cât suntem noi plătiți?